No, hai că nu-i vreme de dormit. Bag acolo. Da, 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 suntem bine. E bine aici. Nota 10. No. Ia cine a venit lângă tine. Schimbăm și uleiul. Cine a venit? Salutare, prieteni! Au trecut 12 ani de când ne-am mutat la țară și nici nu ne-am dat seama cât de mult ne-am chinuit în tot acest timp, dar am reușit până la urmă să ne cumpărăm un tractor adevărat. Aveam eu un tractor de prin 2016, foarte, foarte mic, de ziceam tractorașul din nou Kinder, tractorel, cu care m-am descurcat destul de bine prin gospodărie, mi-am cărat fân la capre, iarbă, am mai întins garduri și ce-am mai făcut cu el. Însă cu noul UTB 445 cumpărat acum în 2024, e o altă treabă. Într-adevăr, o altă investiție, altă cheltuială, dar să simte că ai un tractor în gospodărie și mă bucur foarte, foarte tare că ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit să punem bani și să-l cumpărăm acest tractoraș. Unii care sunt mai vechi la țară ar putea să zică că acest tractor e unul foarte slăbuț, dar după părerea mea și cât am lucrat cu el în ultimele câteva săptămâni de când e la noi, sunt convins că pentru o suprafață de maxim 2 hectare pe care noi o lucrăm și o deținem, îi suficient un astfel de tractor. Din păcate, tractorul în momentul de față este tot fără bară de protecție, deși din momentul în care l-am cumpărat eram ferm convins că acesta e primul lucru pe care trebuie să-l fac la tractor. Pentru că l-am cumpărat în vară lui 2024, l-am pus direct la lucru pentru că a fost nevoie să aducem baloți, să așezăm baloții și a fost mult mai și n-am prea avut timp să mă ocup de această bară de protecție. Unii dintre voi încă îmi scrieți în comentarii că e foarte, foarte important pentru că Maramureșul, dealul și o zonă periculoasă de a răsturna, de a mă răsturna cu acest tractor și da, sunt de acord cu voi. Doar că în gospodăria noastră terenul este relativ plan pe zonele unde circul cu tractorul pentru că am lucrat cu bulul excavatorul și am făcut de-a lungul a 2-3 ani, am tot făcut bucăți de drum ca să pot circula și să mă desfășor pe aceste pante destul de înclinate din gospodăria noastră. Cum am făcut de fapt și acum recent cu platoașul unde mi-am așezat baloții și da, sunt foarte conștient de riscul de a mă răsturna cu acest tractor și cred că în cel mai scurt timp, săptămâna asta sau săptămâna viitoare, voi reuși să fac acea bară de protecție. În video de astăzi însă vreau să vă arăt ce reparații și ce lucrări de mentenanță am făcut la acest tractor, pentru că din momentul în care l-am cumpărat am observat că frânele merg destul de slab. Adică coborând pe pantă în jos cu o greutate destul de mică pe spate, frânele nu prea țineau. Și am încercat eu să lucru la tijele alea de reglaj de dedesubt. La un moment dat, ceea ce m-a și șocat complet era că tijele fiind strânse la maxim, când am călcat eu mai tare frână așa de probă înainte de a intra în bandă, cu sarcina pe tractor, că am dus niște bolovani în jos cu o remorcuță, mi-a tot sărit cuiul ăla, tija aia, mi s-a tot desfăcut și am rămas pe o parte a tractorului fără frână deloc. Așa că m-am alertat și m-am socotit cu prietenul Gavrilă, care a fost foarte de ajutor să mă sfătuiască ce tractor, cum să-l iau și cum să-l găsesc și așa mai departe, că eu nu știam nimic despre tractoare, în special despre UTV 445, deși îmi plăcea acest model. Și mulțumesc pe această cale prietenului Gavrilă și fiilor lui, cei doi fii, Ghiță și Neluțu, pe care îi apreciez foarte mult. Ei au venit amândoi și m-au ajutat. În prima zi m-a ajutat Ghiță și în a doua zi m-a ajutat Neluțu împreună cu Gavrilă. E dragul. No, că mi-am cumpărat tractor și deja trebuie să lucrăm la el. A venit prietenul Gavrilă și s-a apucat de treabă că se pricepe la... O mă spui bine, nu mă pricep mie, că-s așa numai că... La prieteni. Și ce ziceai că e aici? Ia ce e aici. Păi o să-ți cați frâne bune, omule. Foarte bune, mă. Foarte bune frâne. Tu știi că ai umblat cu el, nu? Eu am umblat, că eu le spune la oameni cum m-am pornit și m-am oprit la jumătatea drumului, că n-am fost sigur că ajung cu bine jos. Meseriașă. Foarte multă mizerie a fost aici, ia, și ruptă. Ok, centuri. Au fost și centurile nepotrivite, așa e? Mai late cu aproape concentru. Deci au fost centurile mai late ca discul. De asta e centura originală, ia-o, vezi? Aici e tractor. Uh-huh. Deci astea potrivesc ca dimensiune după disc. Da. Nu știu să fie centura mai îngustucă,
până la, vezi, mai îngustul și mai lat decât discul. Chiar dacă e mai lat, uite ce se întâmplă. Da, da. Și de partea asta nu prindea deloc, că merea tare jos. Deloc, deloc. Meserie brățală de aur. Da. Da, schimb și semeringul, așa e? Da. Se schimbă și semeringul. Se bagă ulei. Ăsta au curs, era ulei pe disc. Păi sunt precurs. Centură. Nu au curs pe mult. Să mai destul de bine, celălalt a fost pline, ce-o fac acolo pe ceva. Deci o să avem frâne noi nouțe, cum s-ar zice. No, suntem gata, hai să mergem cu aripa. Da. Dar verificați-vă șurubile. Le-am luat patru. Dar v-ați verificat șurubile? Da. Și să aibă hol șurubile tătie. Ce Eu așa mi-ar plăcea. Trebuie să te vând, du-te aripile. Dar trebuie guma să te ia. Adică când vei mai sus, am pus guma. No, guma să te arăt și le potrivit la PX. Ia unii care sunt foarte bune. Da. Vreau să-și la ochea și vin pe asta. Și-o cumpărat un schiț, lucru de fel. Nu, am o cabină, pe moment. Nu, no, ce ia? Părând! Vedea astăzi video pe canal că acolo zic tot, acolo prezint tractorul. Stai, stai, stai. Locul. Așa e, că dai tot uscat uleiul, cum o fă. Vezi ce înseamnă centurile mai late decât tamburul? Zice omul că le pune mai late că face bine. Ia, uite o dovadă că nu-i bine să le pui mai late decât tamburul. Mai îngustucă până la 5 mm poți pune. De aceste 3 dimensiuni de centuri. La fiar. Reușești, nu? Fii atent, că aici la mine s-o prins. Ridicăm, ridicăm așa un pic și vezi. Nu forța, pe tras cu sâmpul. Cu sâmpul răspunde, adică nu strălea. Nu strălea aripile, dar este cabina ce se pune pe ăsta aripi, știi? Da, mi-a arătat aia albă. Aia albă zis cineva de aici de sac, că mi-o poate aduce la 2500. Cât? Mă, da. 2500 de lei. 2500 ca bine cum trebuie, nu? De unde? Nu, arată-mi tu. Dă-mi tigeren. Arată-mi tu de vânzare. Om, oricum nu o cumpăram. De câte șuruburile astea? Pune-l pe el în temă. Pune-l pe el în temă. Nu-i dau de lucru, nu-i lucru, nu-i pare de lucru. Aici e, bă, așa cum este așa pain, e ca un cotez la găină. Da, pe că aș fi fost să uită, trage bă. Ce, îți place, ce? Nu. Ce ai 19? 19? Da, da. Nu știu, dar pe ce spune, bagă pe mașina, bă. Am văzut și mai faine pe internet, dar de parte, pe la Simeria este cabina originală de internet. Cine mi-are până în Simeria, 350 de km? Sunt ca pe remorca ta. Cum ai făcut până la mare? Da, dar m-am dus la mare să mă bălăcesc. Cum ai mers până și mie, după o remorcă, da, fac cabine. Da, vine să pui pe trator, să-ți văd pe lucru cu el. Nu ce s-ar vin, s-ar merita. E tu să te bălăcești. Cred că mai degrabă îmi fac o bară. Deci bară, dacă nu știu. Deci dacă nu știu pe cabină, trebuie bară obligatoriu să faci. Deci obligatoriu sus. Lucrare de meserial, bă, băiatule. Domnul Gavrile, meserialul care m-a încurajat pe mine să-mi iau albine. Între alții. Și ia că tăni, nu mai știu ce fac albinele mele acum, a? Avem de lucru cu fiarele. Ia, nu? Uite ce faină este. Și nu ne nici rușine cu asta. Nu ne rușine că suntem de la țară. Nu tu mă să la țară, păi, că orașan și te mută la țară, mă. Am deja gata și eu mă mândresc că stăran. Deci gata, nu mai ești orașan. Dar pe mă, după 10 ani, 14 ani, minte n-aș de sta la țară. E, da, încă tot mai atractiv orașul, nu mai e. Nu.
Nu mai e nimic. Te duce să stai la bloc, să te văd bine. Nu. Vreau să duc pe prinsatorul, ia am să... Cum în loc? Că de-abia aștept să lucru cu el. Ce fain am lucrat. Mi-am făcut săpușa aceea e. Și mi-am adus ea de acolo 6 baloți de luțerne. Frumos, trebuie să mai aduc încă 6, ca asta a treia. Și apoi la iarnă avea lapte de diboliță. Mi-a dat la prieteni. Placeți laptele de diboliță? Uite, toată trompa am legat în lanț, așenii, în opt, am făcut păsuie și a ieșit foarte ușor. O să vedem cum am băgat-o, dacă o băgăm la fel de ușor ca pe aceea parte. Așa trebuie, așa e frumos, nu? Iară mi-a luat tricou pe dos, poate vine o furtună iară cu gheață, cum a fost ieri. Na, e bine. E bine, domnul Gavrilă. Așa-mi place, să fie bine. Domnul Gavrilă, m-a făcut domnul, bine, până la mea. Trebuie respect la oameni. Sunteți, da. Sunteți mai domn decât alți domni. Zice că sunteți mai domn decât mulți domni, da. Ai, ai. Da, da, da. Zice că e foarte bun motorul, că n-are mizerie pe el. Da. Aici. Aici n-ai ce comentă. Nu motiv de ziua aia. Ioi, centurile! A intrat? Da, da. Știi tu cum intră. Și acum ce fac? Pun capacul înapoi? Lasă-mi un pic așa, hai. No, domnul Gavrilă, ești gata. Ia, te filmezi amul la gătare. Mai ai? Te apropii? Ia mami, mă încurcă mie în unghiile astea ce mă. Ține de ala ce. E, ce bine le mere la unii numai în piscină și alții numai pe suchiare. Așa e. Treaba e asta? Asta e treaba. Că ești săran. Săranii lucră. Pare ulei, face cura, nu știu, popos, cura mânt. La filtru? Ca pe la epurator. Nu a fost ceva, nu s-o trân, vine? De sud vine, bun. Nu s-o scurge la capac, cum mai vorbim. Dar n-aș pus butonul, că l-am pus. Ia vezi, nu e toată, te rog, butonul celălalt, găuri. Da. Să pornește-le. Pornește-le ară. Nu, de la curator. Așadar, în această primă lucrare de reparații, am lucrat la frâne. Am schimbat uleiul la motor și filtrul. Urmează să schimbăm filtrul de motorină, dar alea sunt cumpărate, dar nu sunt montate încă. Deja au trecut ceva vreme de atunci și dacă mi-am amintesc eu bine, cred că am schimbat și ulei în cutia de viteze. Cu, cred că dacă bine știu, acolo se... Că am cumpărat un bidon mare de T90, cred că și pentru cutia de viteze și putucii de la roțile din spate. Sigur că odată ce am desfăcut uleiul din motor și ne-am uitat la capacul ăla de desubt, ni s-a confirmat încă o dată că acest tractor a fost bine îngrijit pentru că n-avea niciun fel de pilitură, nimic pe dedesubt acolo, era foarte curat. Și într-adevăr, un tractor odihnit, așa că sperăm să avem viață lungă lucrând cu el în Maramureș și în mica noastră gospodărie. Și vor urma multe alte videoclipuri cu acest tractor pentru că suntem foarte bucuroși de el și de-abia așteptăm să-l punem la lucru în orice lucrare pe care avem nevoie să o facem în gospodăria noastră.
Sper că v-a plăcut acest video, aștept reacțiile și comentariile, eventual sugestiile voastre în comentarii în partea de jos. Neapărat să dați un like la acest video că ne ajutați cu algoritmul. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare!